Pentru tauri, este un 2020 care aduce o mișcare foarte intensă în zona juridică sau a actelor. Pentru unii tauri poate fi legat și de străinătate, acolo unde demersurile s-au făcut în urmă cu 2 ani, se poate ajunge într-un punct de deznodământ, de alegere. Și unii tauri pot alege să plece, să părăsească domiciliul, să plece din, sau să colaboreze, să lucreze în străinătate. Asta este pe de o parte. Pe de altă parte, atenție mai mare la actele cu greutate juridică. Pentru că sunt două momente în care ating acest subiect, în primăvară și apoi septembrie-noiembrie cu Marte retrograd. Din păcate, nu sunt și tranzite de putere. Mulți tauri pot simți că sunt presați sau sunt la cheremul unor mecanisme destul de complicate administrative și juridice și financiare. N-aș zice că sunt cauzate de divorț la unii, aș zice că sunt cauzate mai mult de planuri profesionale. Deci, atenție la contracte, parteneriate, angajamente, semnături pe care le-ați pus sau pe care le veți pune, gândiți-le bine, pentru că în spate pot fi și intenții sau expresii sau termeni. Asigurați-vă că înțelegeți foarte bine. Dar sentimentul poate fi destul de puternic în august, noiembrie, că sunteți la cheremul unor conjuncturi pe care nu le puteți controla. Într-adevăr, nu le puteți controla, se întâmplă însă să aveți mai multă putere, mai mult aplomb, abia final de 2020-2021.